Da, că dumneavoastră, da, doamnele. Da? Ok. Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor și Plai Moldovenesc. Numele meu este Diana Andrii și mă bucur să fiu și în această seară alături de dumneavoastră aici la Infinit TV. Așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, în fiecare zi de marți, începând cu ora 19, și de această dată am alături de mine invitați valoroși. În această seară studioul nostru este populat de doamne și domnișoare și aș vrea să spun bună seara în primul rând doamnei Carmen Macovei, care este alături de noi în această seară. Dumneaei a mai fost la noi la emisiune undeva prin iarnă. Ne-ați dus dorul, se pare că împreună cu, să evităm cacofonia, nu? Împreună cu scumpa dumneavoastră, cu mătră, doamna Florentina Dutkovici, ați revenit în platoul emisiunii noastre. Da. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Mă bucur nespus de mult că de câte ori vin cu noutăți sau am noutăți, sunt invitată și este așa o mulțumire sufletească pentru mine, atunci când mă sunați și mă invitați, pentru că îmi pot afișa și eu realizările muzicale. Așa este. Mai mult decât atât, pentru mine este o bucurie, pentru că dumneavoastră probabil ați intuit sau v-ați dat seama că eu vă apreciez foarte mult, atât pe dumneavoastră cât și pe doamna Florentina, pe doamna Mihaela abia am cunoscut-o. Vreau să vă spun că mă bucur tare mult că sunteți alături de noi și spuneați că v-am invitat, că v-am sunat. Eu, de fapt, nu v-am sunat, căci impresarul întregii echipe este doamna Florentina Dutkovici. Eu este când fac o invitație activă, da? pentru doamna Florentina, de fapt o fac pentru întreg grupul și mă bucur încă o dată că sunteți lângă noi. Cu drag, sigur că da, cu drag și ne bucurăm nespus de mult că nu uitați de noi. Nu uit. Doamna Florentina, bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, Diana, bine te-am regăsit. Mă bucur și eu din suflet că avem ocazia să ne revedem. Să fiu alături de aceste două mărgăritare, pot să spun așa. Sunt două fetițe foarte talentate. Cele care vor duce mai departe pe viitor ceea ce dumneavoastră faceți în momentul de față și prin ei probabil tradiția va merge mai departe. Așa. Vreau să spun că sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici nu numai de acești doi copii frumoși și sunt bucuroasă că mă aflu alături și de două colege minunate. Am încercat să o aduc și pe Ancuța, așa am și reușit, după cum se vede. Da. Am considerat că așa este frumos ca doamna profesoară, dar trebuie să specificăm că Anca este profesoara acestui copil, a Iustinei. Dar o las pe ea să vorbească mai mult. Cu siguranță. Iar alături de dumneavoastră se află o altă fetiță, un alt tânăr talent. Este vorba despre Ana Maria Dumitriu, care este pentru prima dată într-un platou de televiziune, așa este? Da, așa este. Și este pentru prima dată când ești în direct. Da. Ana Maria, ai emoții? Așa. Ar că am trebuit să scăpăm de ele. Aici, cum spunea și doamna Carmen, suntem într-o atmosferă plăcută, suntem prieteni și discutăm. Prin urmare, eu zic să facem o atmosferă frumoasă atât pentru noi, ca să ne simțim bine, cât și pentru cei care ne urmăresc în aceste momente. Vreau să preiau acum o altă doamnă spre prezentare. Este vorba despre doamna Anca Mihaela Carp, așa cum spuneau și doamnele mai devreme. Dumneavoastră sunteți pentru prima dată la noi, ce este drept, și nu ați venit cu mâna goală, ci ați venit însoțită de eleva dumneavoastră, Iustina Maria Pântia. Doamna Mihaela, cum ați reușit să aduceți un așa copil frumos și talentat la noi? Dumneavoastră știu că sunteți profesor de canto, predați canto popular și, cum să zic, profesia pe care dumneavoastră o aveți se răsfrânge asupra copiilor pe care îi aveți sub îndrumare, iar Iustina este un exemplar în această seară. Exact. Înainte de toate, aș vrea să vă salut și să vă transmit toate cele bune. Mulțumesc frumos pentru invitație. În această de seară vreau să mulțumesc în același timp colegilor din redacție, realizatorilor de emisiune, în primul rând colegii mele, Florentina Dutkovici, pentru bucuria și plăcerea de a mă invita în această seară alături de ea și de ceilalți colegi din platou. Îmi face deosebită plăcere să mă aflu aici și cu siguranță voi reveni cu mare, mare plăcere de fiecare dată când voi fi invitată.
Într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu am venit cu desaga goală, ci cu un bobocel, o floricică, care este pe drumul bun al cântecului popular. Este sub oblăduirea mea folclorică, dacă vreți, și tehnică vocală, de aproape un an de zile. O instruiesc cu mare migală, dăruire, profesionalism, dacă aș putea spune, așa, pentru că nu fac niciodată lucrurile cu jumătate de măsură. Îmi place ca ceea ce lucrez cu fiecare copil să fie parte din sufletul meu și din viața mea profesională și artistică, dacă vreți. Și atunci încerc să o învăț de la primul pas, da? Inclusiv tehnic vorbind, respirația. Pura respirație este cea care contează în orice facem. Și dăruirea și plăcerea, bucuria cu care apare pe scenă, felul în care arată pe scenă, costumația, deci tot trebuie pus la punct și virgulă, dacă e să o luăm așa. Și de fiecare dată încerc ceea ce fac eu să fiu un model, un exemplu pentru elevii mei, chiar și pentru studenții mei pe care i-am avut sub oblăduire vreo 5 ani de zile la conservator, la clasa de canto popular. Am avut și rezultate meritorii cu studenți și cu elevi la festivaluri naționale de folclor și chiar de romanță. Și atunci, clar că atunci când vorbește cineva despre tine, ca mentor sau ca profesor, trebuie într-adevăr să ai o anumită etichetă. Așa este. Și trebuie să fii un model, într-adevăr. Adică, cam asta e din punctul meu de vedere, ceea ce înseamnă un artist profesionist. Iar din punctul meu de vedere, ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme înseamnă dedicarea supremă, înseamnă sigur, dedicarea față de meseria pe care, profesia pe care o aveți. Sigur. Iustina, spune-ne și tu câteva cuvinte, te rog. De unde vii? Câți anișori ai? Bună seara! Mă numesc Pântia Iustina Maria, am 7 ani, vin din sat Coada Stâncii, județul Iași. Județul Iași. Și Comuna Ungheni. Comuna Ungheni. Și între timp ai reușit să elimini și câțiva dințișori, așa este? Da. Iar asta îți îngreunează puțin vorbirea. Da. Dar o să crești tu mare și dințișorii vor reveni la locul lor, nu? Cu siguranță. Și o să se mai scape și de emoții. O să mai scape și de emoții. Este pentru prima dată când te afli într-un platou de televiziune la o emisiune în direct? Da. Și ai emoții? Nu. Nu? Înseamnă că ești o fire bătăioasă, ești o fire mai îndrăzneață puțin. Da, încurajează doamna profesoară totul. Da, cu doamna profesoară de-a dreapta ta, cred și eu că emoțiile s-au cam pierdut pe drum, nu? Și da și nu. Cred că da. Cred că da. Bun. Dacă am făcut această scurtă prezentare, aș vrea să revin puțin asupra doamnei Carmen Macovei. Dumneavoastră, cum spuneam și mai devreme, ați fost la noi la emisiune recent, să zicem. Ce ați mai făcut de când nu ne-ați mai văzut? Cu ce noutăți muzicale ați venit la noi? Da, într-adevăr, atunci aveam câteva proiecte nefinalizate. Între timp am reușit să le finalizez și mă bucur, adică este o împlinire așa sufletească pentru mine. Țin să mulțumesc celor care au contribuit la realizarea și la finalizarea lor. Deci am două piese nou-nouțe, finalizate cu un videoclip. Eu zic că e frumos, că e al meu. Acum dumneavoastră o să, și telespectatorii o să spună dacă le-a plăcut sau nu. Am colaborat pentru partea orchestrației cu domnul Ion Oloieru. Îi mulțumesc și dumnealui știe că de fiecare dată când am ocazia îi mulțumesc. Text Mariana Hunceru, doamna Mariana este... Deci ați rămas în zona Botoșanului. Da, 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 da. Și linia melodică este la fel creată de mine. Pentru videoclipuri am optat, am avut două variante. Unul este cu domnul George Checheriță, care nu l-am adus în această seară, dar o să cânt doar melodia. Da. Și unul este făcut cu Studionic, este... Nu avem voie să dăm nume. Să ne fie cu iertare. Să ne fie cu iertare, da. Dar cu următoarea ocazie o să aduc și videoclipul celălalt, dacă o să am ocazia. Cu siguranță o să aveți ocazia. Și despre ce este vorba în piesele noi pe care le aveți? Sunt piese mai de suflet, căci știu că stilul dumneavoastră muzical, dacă mă folosesc de termenii potriviți, vă rog să mă corectați, este unul mai liric, așa, mai de suflet. Da, și chiar făcând o paranteză și o glumiță, chiar îmi spunea unul din colegii mei în același domeniu cu mine, ci că de-a tu,
melodii într-o gamă majoră nu faci, numai în minore. Astea sunt dulci, sunt plăcute. Așa, urechi, să zic. Da, au o temă. Textul ales de doamna Mariana a fost în funcție de linia melodică, ce să zic. Da. O sârbă este despre ceea ce are, de fapt, omul, tendință în viață, să strângă multe, dar în același timp ce dorește să realizeze mai mult pentru copii, iar cealaltă piesă este de dragoste. Așa considera doamna Mariana că se potrivește liniei melodice. Eu inițial doream să aibă altă temă, dar a spus, nu se potrivește. Și ați fost receptivă la sfatul. Sigur că da, este o profesionalistă, să zic așa. Este într-adevăr. Sigur că da, și am toată încrederea, de câte ori merg la dumneaei, mă las așa pe mâna dumneaei și iese ceea ce trebuie de fiecare dată. Dar, cum am spus, o să le prezint și atunci o să-mi spuneți dacă a ieșit ceea ce trebuie. Eu zic să nu mai așteptăm și să dăm drumul primei piese. Sigur. Horă este denumită la mine în desfășurător aici. Dragostea de unde vine se numește. Dragostea de unde vine. Da, da. Dragostea de unde vine o să vedem, pentru că vreau să vă poftesc chiar acum să vă pregătiți să ne cântați. Doamna Carmen Macovei ne va oferi răspunsul prin piesa pe care o să ne cânte, timp în care eu vă reamintesc că dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi, ne puteți suna la numărul de telefon 0332 711 222, număr cu tarif normal. De asemenea, suntem live ca de fiecare dată și pe pagina noastră de Facebook, Dor și Plai Moldovenesc. Așteptăm acolo mesajele dumneavoastră, pentru că imediat ce o vom asculta pe doamna Carmen Macovei, le vom da citire. Pentru dumneavoastră, Carmen Macovei cu piesa Dragostea de unde vine. Din la dumneavoastră
fost pentru dumneavoastră doamna Carmel Macovei cu o piesă foarte frumoasă, așa cum intuiam de altfel, o piesă frumoasă și mai ales o voce care se distinge foarte, foarte ușor în folclorul nostru românesc. Vă felicit pentru piesa frumoasă. Mulțumesc mult. Și citim câteva mesaje de pe Facebook, așa cum am promis înainte de cântare. Avem de la Ana Maria Ignat: mii de pupici și mii de mulțumiri doamnei Oana Maria Scripcă pentru dragostea cu care promovează tradițiile și folclorul. Vă iubesc cu toată ființa mea, oameni minunați cu suflete curate. Și noi te pupăm, Ana Maria, și te așteptăm la noi în platou. De asemenea, avem de la Elena Rusu: bună seara, mult succes tuturor. Mădălina Agache, o prietenă foarte dragă mie, ea ne spune: oameni minunați în frunte cu superba Diana, îți mulțumesc, mădă, pupicei. Și de la Sergiu Achirei: felicitări Carmen Macovei pentru noile melodii. Mulțumesc. Și nu în ultimul rând, avem un mesaj foarte frumos de la Alin Marian, un prieten drag mie, ne spune: bună seara, foarte drăguțe micile invitate, mult succes și un viitor cât mai frumos și plin de realizări. Încă o dată, felicitări pentru realizarea acestei emisiuni benefică pentru promovarea folclorului în esența lui pură. O seară deosebită. Îți mulțumim, Alin, pentru mesajul frumos pe care ni l-ai scris. Revin la invitatele mele din această seară și încă o dată vreau să vă adresez sincere felicitări. Cum spuneam și mai devreme, sunteți conștientă de respectul și de admirația pe care eu vă port. Mulțumesc mult! Doamna Florentina Dutkovici, vreau să îmi spuneți, dacă vreau să-mi confirmați bănuiala, urmează o piesă din aia înfocată, o da. Piesă, cum să zicem, foc și pară. Foc și pară, foc care și pară. Vă incită la dans și voie bună. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această piesă. Este nouă, dacă nu mă înșel. Da, piesa este înregistrată în urmă cu un an de zile. L-am sunat pe maestru Ion Olaieru și i-am spus așa: maestre, vreau două piese care să ridice omul la uzul primilor măsuri, să-l ridice de pe scaun. Așa îți voi face, Florentina. Cum vrei tu? Nu vrei și o bătrânească? Nu, maestre, vreau două sârbe. Două sârbe. Două sârbe. Și așa a și făcut. Și după cum ați ascultat, cred că le-ați mai ascultat piesele le-am astea mai care le-am registrat, da? Au ieșit două piese foarte frumoase, zic eu. Sunt ale mele și laudă-mă gur că ți-o ai dat freptură. Da. Și am reușit, cu ajutorul bunului Dumnezeu, le-am făcut și două videoclipuri și am venit să le prezint cu dragă inimă în fața telespectatorilor. Eu zic că dacă am ascultat-o pe cumătra dumneavoastră, pe doamna Carmen Macovei, să fiți dumneavoastră următoarea cea care să ne cânte. Ce ziceți? Cu mult drag, cu mult drag. Vă poftesc chiar acum să ne cântați. Mai verificăm să vedem cine ne urmărește. Ne urmărește Angelica Popa, Sergiu Achire, cum spuneam și mai devreme, cel care, prin intermediul căruia Ana Maria Dumitriu se află alături de noi în această seară. Iar eu vă mai spun încă o dată că dacă doriți să ne sunați și să intrați în legătură directă cu noi, ne puteți scrie suna la numărul de telefon 0332 711 222, număr cu tarif normal. Așteptăm să ne și scrieți, cum spuneam și mai devreme. Până atunci, haideți să ascultăm pe doamna Florentina Dutkovici cu piesa Am venit aici să joc. Ram, tiri-di-di-di-di-dara, jucați fete și băieți, ram, tiri-di-ra. La Chișoare puneți foc, ram, tiri-di-di-di-dara, că sărba-i cu noroc, ram, tiri-di-ra. Să-i scriu cartea ta, listunii, să facem curaj la să nu stăm, ram, tiri, dira, voi bună la tot să fășiem, că aici s-au adunat, ram, tiri, dira, și mai gospodar de sal, că așa-i pila noi, ram, tiri, tiri, dira, sunt pe genul din butoi, ram, tiri, dira, și se joacă până zori, ram, tiri, tiri, dira, cu fete și cu fișori, ram, tiri, dira. Hai, intrați cu noi în joc! Și atât când jucați cu foc, Dumnezeu vă dă noroc!
afișez ram tiridiră, cine bun din struguri ales. Fără păhăruțului joc ram tiridiră, nici când ei fără foc. Florii albă din fișez ram tiridiră, cine bun din struguri ales. Fără păhăruțului joc ram tiridiră, nici când ei fără foc. Un păhărel de oioa ram tiridiridiră, joc până mă sătura ram tiridiră. Dar n-am gândat mă opri ram tiridiridiră, le cui mai chiui ram tiridira. Și când vă câmpă de-a vini, orcolea cânii rușini, dar din joc nu mă opresc, că el știe că-l iubesc și sârbatiu s-o pârtesc. Vă mulțumim, doamna Florentina Dutkovici, și vă poftim din nou aici alături de noi. Vom vorbi despre această piesă după ce vom spune alo, bună seara, căci se pare că avem un telefon. Vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Sunt Bogdan Elena Nuța din Iași. Da. Am și eu făcut două dedicații. Vă ascultăm. Pentru nepoții mei. Pentru Bogdan Ilie, o împlinit 12 ani. Pentru Achiri Mihai Emilian, o împlinit 17 ani. Eu îi urez multă sănătate și tot ce îți doresc. La mulți ani! Carmen, îi zic multă sănătate. Să rămână, mulțumesc! Ești frumos din cinci. Mulțumesc mult! Să mulțumesc frumos că ne-ai trimis un cântic pentru prin internet. Cu drag! La fieții multă sănătate! Vă mulțumim din suflet și vrem și noi să spunem la mulți ani sărbătoriților dumneavoastră, să fie sănătoși și să vă bucurați ani mulți împreună de acum înainte. Dea Dumnezeu. Vă mulțumim că ați intrat în legătură directă cu noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Revin la invitatele mele, doamna Florentina Dutkovici, o piesă care ne-a antrenat, o piesă care ne-a invitat la joc. Noi totuși am stat jos, căci tehnica ne forțează, dar să știți că din piciorușii aici am mai bătut așa ușurel. Vreau să vă întreb o mare curiozitate. Ce mai face fata dumneavoastră, cea care spuneați că este un pic mai nonconformistă, așa, este pe stilul opus dumneavoastră, cu hip-hop, cu rock... Folk, iată. Ea practică artele marțiale, nu știu dacă ți-am spus, dacă ți-am povestit. Cred că mi-ați spus, da. Are centura neagră cu 2 dani. Nu știm noi prea bine ce înseamnă asta, dar probabil că este o realizare destul de mare. Așa e, da. Cochetează cu muzica în timpul liber. Acum am să dezvolui un mic secret. Da. Noi suntem curioși. Și a propus să participe la România au talent. Da, este o emisiune destul de mare anvergură aici, noi în țară, aceasta. Da. Și va susține acolo un moment artistic. Un moment artistic, da, și va merge acolo cu echipa de karate și va susține și un moment artistic, bineînțeles. Să sperăm că va fi bine. Noi vom fi cu ochii pe ea și dorim mult succes. Când vor fi preselecțiile? În toamnă acum, dacă nu. Da, înseamnă că se pregătește intens. Așa e. Urmează să ia niște lecții de canto, în particular. Aici o va susține domnul profesor de karate. Da. Mă rog, ea consideră ca și pe al doilea tată. Este foarte atașată de dumnealui. Domnul profesor Grigoreovici Bogdan. Îl salutăm. Îl salutăm și noi. Așa, și nu știu ce să spun. Este un copil foarte bun, învață foarte bine, ascultător, muncește foarte mult, își câștigă bănuții singură. Mai mult decât atât, deci este și așa liber arbitru din punct de vedere financiar. Așa e. Sunt foarte mândră de ea. Sunt norocoasă că am copil. Un astfel de... Nu, eu am 3 copii. 3 copii la ea aveți. Este cea mai mare. Cea mai mare. Și cei mai mici? Cea mijlocie este botezată de Carmen. Așa, este finanța dumneavoastră. Trece în clasa a treia. Băiețelul cel mai mic intră acum la școală, în grupa pregătitoare, iar Smaranda cea mare trece în clasa 10-a. Și face 17 ani. La liceul Miron Costin. Da. Mulțumesc bunului Dumnezeu că am copilași cuvinți buni, ascultători. Să dea bunul Dumnezeu ca
toți părinții să aibă parte de astfel de copii. Cum se înțeleg copiii între ei? Căci diferența este destul de mică, dacă stau bine și mă gândesc. Relativ mică, de fapt. Cea mare e clasa 10, cel mic abia intră la clasa 1, nu? În clasa 1, da. Clasa 1? Ei, este. Grupa 0, da. Grupa 0. Scârție puțin treaba. Dumneavoastră, probabil, sunteți așa, arbitru între ei. Nu. Nu, se înțeleg foarte bine, dar nici nu prea se intersectează ei așa des. Au program care nu le permite să stea prea mult. Da. Seara, probabil. Așa e, da. Și nu, să iubesc precum frații. Precum frații, da. Cu bune și cu rele. Ana Maria Dumitriu, spune-ne și tu câteva cuvinte despre tine. Vreau să-mi spui mai întâi cum ai început să cânți și cine sunt cei care te coordonează, să zicem așa. Cei care mă coordonează sunt... Microfonul puțin mai aproape și să vorbești puțin mai tare. Cei care mă coordonează sunt... Domnul profesor Vecislav Bânzari. Iar tu ești elevă la... Și eu sunt elevă la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, Iași. Și ne spunea mămica ta înainte de emisiune că ai vreo 2 anișori de când, da, de când faci muzică. Am. Și ai început din prima cu folclorul sau mai întâi ai testat puțin muzica ușoară? Din prima am început cu folclorul. Da. Și am văzut, de fapt am auzit că ai și 2 piese frumoase. Poți să ne spui din repertoriul cărui artist sunt? Da. Prima se numește Paleciu Bănaș la Munte și a doua Măi Bădiță Mihăiță și sunt din repertoriul Vioricăi Macovei. Da, sunt din repertoriul renumite interprete, de altfel, Viorica Macovei. Ana Maria, eu zic să fii tu următoarea care o să ne cânte și te rog să te pregătești chiar acum să ne încânți și să ne cânți, nu? Da. Te rog să te pregătești. Timp în care eu mai verific mesajele de pe Facebook, avem de la Adelina Pântia, superbe doamnele din platou, la fel și micuțele floricele ale folclorului moldovenesc. De la Elena Rusu, toate cântecele din această seară vreau să le dăruiți cu toată dragostea pentru sărbătoriții de astăzi. Așa vom face. Și din nou de la Sergio Achirei, micuța Diana este un talent și va avea un cuvânt de spus în viitor în muzica populară. Reformulăm. Micuța Diana este un talent și va avea un cuvânt de spus în viitor în muzica populară românească. Trebuia să adaptăm cu punctele de suspensie aferente. Bun, eu zic să o ascultăm chiar acum pe Ana Maria Dumitriu cu piesa Badei Ciobanaș la Munte. Se întoarnă.
Îți mulțumim și ție, Ana Maria Dumitriu, să știi că le-ai făcut pe doamne să danseze, au făcut aici o mică horă așa strânsă, te-au aplaudat, te-au felicitat și să știi că sunt foarte, foarte încântate de prestația ta din această seară. Ai mai căpătat puțină încredere? Da, acum da. Acum da. Ce înseamnă să aplauzi omul, nu? Pe bună dreptate. Deci pe bună dreptate, cu siguranță. Am zis cu mătrimele, are o voce foarte frumoasă. Așa este. Și este și telegenică. Da? Mulțumesc. Da, este. Mămica ta probabil că este foarte, foarte mândră de tine, foarte, foarte emoționată. O salutăm pe doamna Otilia Dumitriu. De altfel, dumneai se află lângă Ana Maria în această seară, aici la noi, la Infinit TV. Revin la doamna profesoară, doamna Anca Mihaela Carp și, conform celor scrise aici de către mine, se pare că următoarea piesă se numește La coastă lângă Prisac. Pe coastă lângă Prisac, Pe coastă lângă Prisac, da. Este o horă de suflet. E o piesă cu care am câștigat foarte multe concursuri. Da. Pe timpul când participam, într-adevăr, la festivaluri naționale. Câteva nume, și dacă ne puteți da, concursuri așa, mai de mare anvergură. Din Bătrâni din Oameni Buni, Rapsodia Română, unde am luat trofeul de la București. Sunt multe, nici nu mi-aduc aminte. Am avut trofeul, de exemplu, al interpretului anului din 2006 la Roman TV, la postul local din Roman, județul Neamț. Am fost cumva, mă rog, premiată ca interpret al anului. Sunt foarte multe trofee. Să nu mai dați nume de televiziuni și iertați-mă pentru, da. Sunt foarte multe, nici nu mi-aduc aminte. Sunt foarte, foarte multe premii cu rezultate deosebite și asta m-a determinat ca să lupt și să muncesc foarte mult și să îmi călăuzesc cumva pașii și din punct de vedere profesional, dacă vreți. Să urmez și un conservator, să ajung la un moment dat să fiu și profesor de cantă popular la Catedra de Studii Teoretice pe acest curs de cantă popular. Deci patima și dragostea pentru folclor au fost din frage de pruncie, dacă aș putea să o spun așa. Deci de la vârsta de 5 ani mi s-a descoperit talentul artistic și îndrumarea părinților a fost către muzică, cu siguranță, și cel mai îndeaproape instrument a fost pianul, pe care l-am urmat 8 ani de zile, după care am făcut un liceu teoretic, profil real, după aceea, mă rog, studii filologice, filologia am urmat-o ca profesor de limba și literatura română, un master în filologie, după care conservator pe interpretare clasică. Deci, cumva, ca licențiat, sunt ca artist liric. Da. Licențiată. Și coroborând aceste două detalii pe care mi le-ați oferit, probabil că scrieți și versuri. Mă pricep. La analizez foarte multe detalii și trebuie cezelat de așa natură versul cu ritmul melodic, da, cu toate, măsura. Deci există un tipar anume pe care trebuie scrise și versurile adaptate, exact cum spunea și colega mea, Carmen Macovei. Într-adevăr, textul trebuie și simbolistică, dacă vreți, a textului poetic trebuie adaptat după linie melodică. Deci orice textier trebuie să-și adapteze apanajul poetic asupra liniei melodice. Pentru că trebuie să concure fiecare cu ce este mai frumos. Exact, exact. Da. Și să se, atunci, să iasă în evidență foarte bine. Sigur că da. Frumusețea și a muzicii și a poeticii. Trebuie. Așa este. Am o mică curiozitate și vreau să vă întreb dumneavoastră, doamna Florentina, cum spuneați dumneavoastră, sunteți cea care monopolizează această legătură. Ați cooptat-o de curând pe doamna Anca în grupul dumneavoastră? Nu, noi ne cunoaștem de foarte mulți ani. Ne știm, da. Nici nu mai nu mi-amintesc. De vreo 15 de ani, 20 de ani, cred că avem de când ne știm. Da. Deci cam câți ani am eu, atât durează, de fapt, și da, prietenia avem o prietenie frumoasă, ne întâlnim la foarte multe emisiuni, spectacole, dacă nu ne întâlnim fizic, ne auzim telefonic, deci legătura noastră este permanentă. Și totuși lipsește un membru. Lipsește doamna Cristina Candalea. Cristina a fost plecată într-o scurtă vacanță. În Grecia? În Grecia. Deci de acolo știm că vine. Da, da. Cu siguranță va fi prezent alături de noi. Am văzut că și dumneavoastră are materiale, materiale noi, da? Noi și da, eu așteptăm cu mare drag să vină și dumneavoastră. Va veni, va veni cu siguranță. I-am propus, am zis că vin prima parte a emisiunii și apoi mergi unde, de altfel, ea merge la programul seara de seara să cânte.
Și zic că nu, las eu că nu o să vin, o să vin o emisiune întreagă. O emisiune întreagă. Ea a ajuns în țară, da. Ieri la amiază. Da. N-a confirmat venirea la emisiune pentru că nu știe exact când cum o să da. Se așeze lucrurile. Da. Da. Și zic totuși, dacă noi am organizat așa emisiunea, distribuția, da, da. Să lăsăm pe altă dată, cu altă ocazie, să fim și data viitoare o să veniți în formulă completă. Da. Asta dacă nu cumva mai aveți pe cineva în grup. Găsim. Găsim, nu? Uitați, le avem pe fete. Le acceptați? Da, cu mare drag. Iustina, de altfel, a mers cu noi și la filmări pentru videoclipuri. Ea deci face deja parte. Este parte din suntem ca o familie. Da? Cea care trebuie să primească aprobare doamnei Florentina este Ana Maria. Dar eu nu sunt cu aprobările, cu atâta timp cât omul e cu bun simț și cu frică de Dumnezeu și talentat. Și eu îl primesc cu dragă, e lângă mine. Că știți că ca o prietenie să dureze și chiar o colaborare mai prietenească să dureze, trebuie să participe fiecare dintre noi. Și da, la noi ține, dacă și cu Ancuța și cu Florentina de atâția ani ne știm și ne înțelegem la modul cel mai frumos, înseamnă că este ce trebuie. Fetițele cu siguranță și ele așa o să se formeze, pentru că așa este bine în viață. Da. Tot da. Timpul să dăm, să lăsăm așa un loc de bună ziua și să dăm curs la ce trebuie, nu ce nu trebuie. Așa este. Da. Cuvintele pe care le-ați spus nu mai au nevoie de alte completări, ci de o singură completare. Și anume de piesa pe care o să ne cânte doamna Anca Mihaela Carp, Pe coastă, lângă Prisacă. De această dată nu am mai gafat. Vă rog tare mult să vă pregătiți să ne cântați. Mai verificăm ce ne spun prietenii noștri de pe Facebook. Și avem de la Iacob Ana Maria. Bravo, Ana Maria Dumitriu. Succes pe mai departe. Ești o dulceață de fetiță. De la Georgiana Cadinoiu. Invitați minunați alături de oameni minunați care te fac să te simți ca acasă în sânul familiei. Felicitări și la cât mai multe emisiuni frumoase cu oameni frumoși, atât la chip cât și la suflet. Vă îmbrățișez cu toată dragostea. Și de la Alexandra Stan, o emisiune minunată, felicitări Diana, pupici. Vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați scris și de această dată, iar în minutele următoare ne pregătim să o ascultăm pe doamna Anca Mihaela Carp cu piesa Pe coastă lângă Prisacă. Haideți să ascultăm! Să-mi bag
Mulțumim, doamna Anca Mihaela Carp. Cu siguranță, dacă a fost aceeași interpretare acum câțiva ani când dumneavoastră ați concurat cu această piesă la concursurile pe care le menționați atunci când v-am întrebat, premiile au fost bine meritate. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Pe această cale chiar vreau să mulțumesc maestrului Ioan Cobâlă. Cu ajutorul dumnealui, de altfel, mi-am înregistrat tot albumul și cu orchestra minunată Rapsozii Botoșanilor. Textier mi-a fost doamna Mariana Honceru. O salut pe această cale și mulțumesc. De altfel, o echipă minunată cu care am colaborat și, de altfel, se văd materialele că durează în timp. Așa practic, este. Și nu se pierde nimic. Totul este autentic, totul se poate remodela, dacă vreți, da? După dezvoltarea aptitudinilor vocale interpretative, pentru că de ce să nu recunoaștem? Una este vocea unui interpret la 10, 15 ani, 20 de ani, apoi vocea matură de 30, 35 de ani, 40 de ani, când efectiv este nevoie de o recizelare interpretativă. Modificările trebuie să vină sine. Dar textul și linia melodică rămân aceleași, neschimbate, pentru că există durabilitate în timp. Așa este. Aș vrea să-mi vorbiți puțin, de fapt, de ce să nu o lăsăm chiar pe ea, pe Iustina Maria Pântia. Iustina, știu că și tu ai două piese foarte frumoase, una dintre ele se numește Vasilică, hai la joc. Cine este Vasilică, unul la mână, și doi, cine te-a ajutat să realizezi această piesă? Cine te-a ajutat să realizezi această piesă? Domnul Alexandru Havriliu. Domnul Alexandru Havriliu. Și textul? Domnul Marcel Piticari. Am înțeles. Deci și tu colaborezi cu oameni valoroși din folclorul românesc. Iar coordonarea muzicală, dacă putem spune, este chiar aici lângă tine. Este vorba despre doamna Mihaela, nu? Da. Cum este relația ta cu doamna profesoară? Bună. Vă înțelegeți bine? Da. Și îți face plăcere atunci când trebuie să te revezi cu dumneaei? Da. Bun. Și prima întrebare pe care ți-am adresat-o. Cine este Vasilică? Cu microfonul la guriță, te rog. Un prieten? Da. De la grădiniță. Un prieten de la grădiniță. Văd că ne-ai cam mințit la începutul emisiunii, Iustina. Ai spus că nu ai emoții. Dar de fapt văd că ai emoții. Și știi când o să scapi de ele? Când? Când o să cânti. Și te rog chiar acum să te pregătești să ne cânti, Iustina. Da. Haide, pregătește-te de cântat. Timp în care eu le spun telespectatorilor noștri că dacă doresc să intre în legătură directă cu noi, ne pot suna la numărul de telefon 0332-711-222, număr cu tarif normal. Partea întâi a emisiunii noastre se apropie de final, însă noi vom reveni și în partea a doua a emisiunii. De asemenea, și atunci așteptăm să ne scrieți gândurile dumneavoastră pentru invitatele mele din această seară. Este vorba despre doamna Carmen Macovei, doamna Florentina Dutcovici, doamna Anca Mihaela Carp, Ana Maria Dumitriu și cea care se pregătește să ne cânte chiar în aceste momente, Iustina Maria Pântia. Iar piesa pe care ea o să ne cânte se numește Vasilică, hai la joc. Haideți să ascultăm. Ca din
Știi-vă ce înseamnă joc? Și acum sunt cu foc, ram tam 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 târida. Știi-vă ce înseamnă joc? Ram tam 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 târida. Hai să crei, vasele mari! Să nu tin cu șechișoare când ajungi în surătoare. A fost pentru dumneavoastră Iustina Maria Pântia, a fost deliciul doamnelor care se află alături de mine în această seară. Iustina, te poftim din nou aici alături de noi. Să știi că am apreciat foarte mult gesturile tale, mimica ta. Se pare că ești bună și de actorie, nu numai... Nu numai la muzică. Iustina, ai fost impecabilă, atât din punct de vedere muzical, cât și scenic. Te felicit, draga mea! Mulțumesc! Și am văzut și cine este Vasilica într-un final, chiar dacă tu probabil nu ai vrut să ne spui, noi am văzut cine este Vasilica. Da. Bun, dacă Vasilica vrea să te aibă, va trebui să te câștige, nu? Trebuie da. Să știi să joace, nu? Să știi da. Să joace, pentru că am văzut că tu știi. Da. Bun. E bine, dragii noștri telespectatori, prima parte a emisiunii noastre s-a apropiat de final. Noi vă așteptăm și în cea de-a doua parte a emisiunii, însă după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!